Eu sunt Mia. Printr-o carte vrăjită ce mi-a fost menită, am ajuns într-o lume ce-i ca o minune. O străbat pas cu pas și învăț ceas de ceas, cu ochi și emoție în glas. E un vis frumos, e o fantezie sau o lume ce-mi e dată în dar doar mie. Un fac prieten rezist, cu un gând vesel sau trist, un copil, un erou poate fi. Hai în zbor acum, da-da-da, pornim senia drum. Eu și Mia. Un copac cu flori. O mulțime de rune. Ce se petrece în Sentopia? Ceva, dar nu știu exact ce. Le-am desrușit. Să mergem. Ce e? Să fie zombi carnivori? N-ar fi grozav, nu? Am înțeles, da. Nu zombi. Ăsta e jocul meu de vis, nu al tău. Dar ceva important, nu? Hai, să plecăm odată. Așadar, e ceva legat de unicorni? Încă nu știu. O să văd când o să ajung. Mai repede, nu avem timp. Vreau să vin și eu. Poftim? Serios. De ce nu pot? Tu... Nu știu dacă ar funcționa. Să încercăm atunci. Nu știu. O, zău, așa. De ce nu? Te-aș putea ajuta. Te-ai gândit la asta vreodată? Stau pe propriile picioare. Oh. Poate nu-i cel mai bun exemplu. Nu știi cum e acolo. Așa e. N-am văzut altceva în afară de... astea. Realizez că se petrece ceva extraordinar, dar n-am văzut niciodată ce anume. Vreau să văd cât de mare e Palatul Elfilor. Vreau să miros aerul din Sentopia. Vreau să știu dacă elfii merg la baie. Ciudat. Nici eu nu știu asta. Vreau să aflu pe cont propriu. Doar odată. Mă întorc imediat. Dacă vezi unicorni, nu te apropii de ei. Sunt foarte emotivi. Bine. Dacă vezi elfi, le spui că ești prietenul meu. Am înțeles. Să le spui lui Yuko și lui Mo exact ce a spus oracolul. Trebuie să afle, e important. De acord. Când ești gata să te întorci, să apeși iar pe brățară. Am priceput. Bine, să vedem. De ce mă rog ei casca? Să mă protejeze. De ce? Nor de cenușă? Nu se știe. Spune parola. Unicornii vin? Oh, nu ești crainic. Pe ton normal, nu protocolar. Unicornii vin, unicornii pleacă. Răsplata cu un corn s-o găsește în cearcă. Spune parola. Unicornii vin, unicornii pleacă.
Răsplata cu un corn s-o găsești în cearcă. Sigur ai tradus cum trebuie? Să vedem! Spune parola! Unicornii vin, unicornii pleacă, răsplata cu un corn s-o găsește în cearcă. Îmi pare rău! Regret, Vincent. Casca n-ar fi putut sta pe urechile de elf. Onciao! Am să-i chem pe elfi. Mia! Aici erai! Wow! De data asta a mers tare rapid. Surioară, mă bucur să te văd! Hai, să ne ducem la palat! Ce-i cu graba asta? Nu e nicio grabă! Hai, 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 hai! Ah! Bine, ați ajuns în sfârșit. Vrem să le transmiți un mesaj unicornilor. Urgent! Desigur, vă ajut cu tot ce pot. În fiecare an, la data asta, toți unicornii din Centopia se adună să mănânce florile unui copac. Ale unui copac cu flori. Unicul din această specie. De ce e atât de special? Ca și în alte cazuri, fiind vorba de unicorni, pur și simplu nu știm. Știm însă că va înflori azi. Pun pariu că și Panteia a aflat. Vor fi o pradă ușoară. Ai dreptate, Mia. Acum că Panteia a asediat insula asta, e foarte periculos ca toți unicornii să se adune la oaltă. E o șansă pe care ea n-o s-o rateze. E posibil să piară mare parte din ei. Nu, n-am să permit. Pe mine mă vor asculta. Totuși, în caz contrar, or să asculte categoric de casca mea de fum. Mia, trebuie să-i găsești pe unicorni și să dai de veste în tot ținutul. Forțele Panteei se vor pune în mișcare în curând. Și ești sigură că acest copac va înflori azi? Da, potrivit calendarului Centopian, iar iscoadele noastre i-au zărit pe unicornii de pe insulă, îndreptându-se în direcția aceea dis de dimineață. Animalele alea fără minte sunt prizonierele obiceiului. N-or să poată rezista farmecului acelor flori, așa că își vor pecetlui soarta singuri. Să profiți la maxim de ziua asta, Gargona. Ca paharul ăsta să fie plin ochi cu praf de unicorn, iar palatul elfilor va fi al tău. Dacă vei da greș, ți se va întâmpla ceva neplăcut. Trăiesc pentru a vă sluji, regina mea. Panteia răpește mai mulți unicorni pe zi ce trece. Cred că v-ați pierdut deja o parte din membrii familiei, dar dacă anul ăsta o să vă duceți la copac, o să vă prindă pe toți. Nu, Onciao nu vă trădează tradițiile. El vrea să le duceți mai departe. Trebuie să o ascultați. Așteptați! Nu e un loc sigur! Vă rog, credeți-ne! Nu vor să ne asculte. Poate că vom găsi unicorni care să ne bage în seamă. Încă nu ne-am terminat misiunea. Haideți să punem santinele în jurul copacului înflorit, să fie atente și să dea alarma de îndată ce vor zări munculușii. Poate că nu le spunem cuvintele potrivite.
sau le spunem cuvintele potrivite unicornilor nepotriviți. Yuko, prin preajmă e intrarea în ținutul subteran, nu? Ținutul subteran? Haideți! Unicornul pământului, străjerul pietrelor și al solului și al vieții, care provine din acestea. Niciun elf nu l-a văzut de câteva secole, dar se presupune că trăiește acolo jos. E foarte puternic, are legătură directă cu pământul. Ceilalți unicorni îi vor da ascultare. Și crezi că el o să ne dea crezare? Nu, dar e posibil să te asculte pe tine. Este periculos? E unul din străjerii Sentopiei. Poate prăbuși un munte întreg cu o singură lovitură de copită. Aș spune că asta intră în categoria periculos. E o fundătură! Ascultați, aici e ceva! Onceau a simțit ceva. El e unicornul pământului. Ca de obicei, ne prinde bine că micuțul e cu noi. E în ordine, am venit doar să-ți cerem ajutorul. Da, înțeleg prea bine. N-ai decât să-mi spui elf pitic cât ai chef. Dar trebuie să auzi ce am de spus. E posibil ca viețile unicornilor să depindă de asta. Îți mulțumim. Iată ce trebuie să știi. O pradă ușoară azi, soldați. Dar nu înseamnă că o să leneviți. Orice munculuș care se întoarce cu mai puțin de 10 unicorni va sta în temniță o săptămână. Mai puțin de 5 și o să ajungeți în temnița răsturnată cu o pălărie caragioasă pe cap. Să zburăm! Spre copacul cu flori! Unicornii s-au pus deja în mișcare! Aici e copacul cu flori. Wow! Am ajuns la țanc. Da! Șuh, șuh, du-te acasă! Întoarceți-vă! Nu e un loc sigur! Trebuie să-i convingă. N-a mers. Nu s-au întors din drum. Vor rămâne aici, chiar dacă nu pot ajunge la copac. Nu, nu, asta nu e bună. Chiar sunt o pradă ușoară. Haia! Plecați! Nu e dușmanul vostru! Vrea doar să vă ajute, la fel ca noi toți! Santinelele! E ozărit pe munculuș apropiindu-se! Trebuie să-i ducem pe unicorn de aici! Îi puteți duce la Palatul Elfilor? Unicornii nu intră în Palatul Elfilor! Vor intra, dacă îi va conduce el! Îi vei duce?
E uimitor! Vor fi la adăpost tot drumul! Da, așa a spus, după el! Voi pune santinelele să-i escorteze! Bine, noi ne vom apuca de grădinărit! Unicornii vin, unicornii pleacă. Prima parte s-a adeverit în totalitate. Și restul ce înseamnă? Răsplata cu un corn s-o găsești în cearcă. O fi vorba de o altă piesă din trompetusă, dar n-avem timp de ea. Trebuie să culegem florile și să le ducem în domul de apă. Va fi ușor dacă Gargona ne va lăsa în pace. Prea bine, nu ne va fi deloc ușor. De unde a apărut zidul ăla? Și unde sunt unicornii? Voi crea o diversiune. Voi apucați-vă de cules florile. E atât de drăguț când e hotărât. Da. Dă-te din calea mea, piticanie. Fiara asta e a mea. Ha! Elfi, el o să ne ducă la unicorni. După el. Poftim, culege-le în sacul acesta. O să dureze prea mult timp. Fii atentă! Mai bine? Ua! Ua! Ușurel! Și mie îmi place la fel de mult ca vouă. Ua! Nu te mișca! Îmi îngreunez munca. Dar nu unde ajuns. De acum n-o să mai fii un spin în coastă. O să-mi duceți dorul în curând. Iha! Aș putea să o țin așa toată ziua. S-a zis cu diversiunea. Hei, a funcționat preț de câteva minute. Trebuie să plecăm. Urmăriți-i pe elfi! În locul unde se duc ei vor fi și unicornii. Vom fi mai în siguranță în junglă. Aproape am ajuns! La fel și unicornii! Mia, du-te cu unicornii! Unicornii au intrat aproape toți. Să-i ținem pe Munculuș departe de ei. Nu-i vor putea ține prea mult timp. Au venit! Pe aici! Bun venit! La domul de apă! Vedeți? V-am spus că e eficient! Ridicați domul! Urgent! Ridicați domul de apă! O învățăm noi minte.
problema? E un bufet, mâncați! Cum adică s-a ofilit? Le-am cules de prea mult timp. Oh, nu! Toată munca a fost în zadar. Ai reușit, Mia! Mulțumesc, Onciao! Ce-i asta? E... o piesă din trompetusă! Răsplata cu un corn s-o găsești în cearcă. Oracolele nu se înșală niciodată. Cred că asta merită sărbătorit. Oh-oh! Se pare că va trebui să sărbătoriți fără mine. Oh, nu se poate! Pierzi ce e mai frumos! Am plecat! Pe data viitoare! Așadar, ce s-a întâmplat? O mare ceremonie, unicorn, elfi, ca de obicei. Sună grozav, o fi fost amuzant. Îmi pare rău, Vincent, nu știu de ce n-a mers. O fi programat să răspundă doar la vocea ta. Poate îți citește amprentele. În fine, nu contează. Poftim, uită-te. Asta s-a întâmplat? Da, cel puțin așa s-a terminat. O să încep cu începutul. Vei crede că ai fost acolo. Stai! Totul a început când... Așteaptă! E vorba de flori și chestii de genul ăsta? În mare parte. Super! Atunci am pierdut numai chestii drăguțe de fete. Ai fi fost drăguț cu flori în păr. Așadar, așa a început totul. Au dublat în limba română Olivia Fodor, Cosmin Petruț, Paul Zurbău, Mihaela Gherdan, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Corina Cernea, Gabriela Codrea, Richard Balint. Traducerea și adaptarea Estera Chelariu. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.